România trebuie să demareze implementarea soluțiilor alternative pentru folosirea unor pesticide care nu distrug populațiile de albine și să nu mai caute scuze pentru solicitarea de derogări de la Comisia Europeană, avertizează organizația Greenpeace România. În timp ce în alte țări se adoptă soluții pentru protejarea polenizatorilor, România caută scuze. România solicită în continuare derogări de la interzicerea folosirii unor pesticide care distrug populațiile de albine. Greenpeace solicită autorităților române să reconsidere cererea de derogare și să înlocuiască substanțele interzise. Greenpeace consideră că actualele interdicții temporare și parțiale în ceea ce privește substanțele vizate reprezintă un prim pas în protecția polenizatorilor și în restructurarea sistemului agricol nefuncțional, în timp ce solicitarea unor derogări pentru aceste substanțe e asociată cu un mare pas înapoi. În prima parte a anului 2014, la nivelul Uniunii Europene, s-a interzis folosirea anumitor pesticide dăunătoare albinelor, iar majoritatea statelor membre au luat deja măsuri pentru înlocuirea acestor substanțe cu alternative.